Mm -hmm. Știu că majoritatea vor veni la serviciul al doilea din pricina botezului și aș vrea să vă fac parte și pe dumneavoastră de ceea ce se va întâmpla. Dacă ar fi mai cald afară, aș îndrăzni să spun dacă este cineva care nu este încă botezat. Dar poate, ca și cipri, mulți întreabă de ce totuși e necesar lucrul acesta, mai ales când vii dintr-un mediu în care ai fost botezat de mic și te întreb la ce mai trebuie încă un ritual. Dragii mei, două întrebări aș pune în dimineața aceasta. În primul rând, ce înseamnă să fii creștin? Și a doua întrebare este cum ajungi un creștin? Cum devii un creștin? Întrebările sunt extrem de relevante, mai ales în contextul religios al vremii noastre. Uitați-vă la diversitatea incredibilă pe această scenă. Dragii mei, când un om îl caută pe Dumnezeu, stă mac în fața ofertelor și se întreabă oare ce să aleg, încotro să apuc, unde e adevărul? pentru că toți într-un fel am pretinde că la noi este adevărul. Vreau să vă dezamăgesc, dragii mei, nici unul nu are adevărul, pentru că Hristos este adevărul. Și de ce este important să înțelegi ce înseamnă să fii creștin și cum ajungi un creștin. Dar cum n-am vrut să ne despărțim de carte Exodul, aveți în fața dumneavoastră, abia am pornit pe cale, în cele 40 de capitole am ajuns în capitolul 3 și m-aș folosi de carte Exod să las pe Dumnezeu prin ea să răspundă la prima întrebare, cel puțin, și apoi să las pe Apostolul Pavel <coughs> să ne ajute să răspundem la a doua întrebare. Așez din nou carte Exod la locul ei. Este volumul 2 din cele 5 volume ale lui Moise, Genesa, Exod, Levitic, Numeri și Deuteronom. Spuneam data trecută, Exodul este cartea pivotară a Vechiului Testament, a întregii scripturi. Aici sunt descoperite căile Domnului. Dar ca să ajung în capitolul 3 din Exod, dați-mi voie să călătorim prin povestea pe care ne-o desfășoară Genesa și ne aduce în Exod. Țineți minte pe Iosif, visătorul, cel iubit și prețuit de tatăl lui, îmbrăcat cu haină multicoloră, urât de frații lui, este vândut, aruncat într-o groapă și pe urmă ajunge în Egipt, în casa lui Potifar. Și de acolo, nedrept, este aruncat într-o temniță. Și 13 ani, dragii mei, așteaptă intervenția celui în care s-a încrezut și de care nu s-a lăsat, indiferent ce s-a întâmplat cu viața lui. După 13 ani, faraon are un vis și paharnicul își aduce aminte de Iosif. Iosif este adus, barberit, îmbrăcat înaintea lui Faraon și îi tâlmăcește visul. Și Faraon zice, de unde se caut un om mai bun ca el? Și îl pune al doilea după Faraon în Egipt. Șapte ani de belșug, șapte ani de secetă. <coughs> și după cei șapte ani de secetă, dragii mei, frații lui ajung înaintea lui fără să-l cunoască. Citiți istoria harul incredibil, această prefigurare a Domnului Iisus Hristos, care își mântuiește într-un fel familia și poporul. Când Iacov află că Iosif este viu, își ia inima în dinți, adună pe cei 72 din familia lui și coboară în Egipt, la îndemnul Domnului. La Berșeba s-a oprit, a ridicat un altar, a dus o jertfă Domnului și Domnului vorbește în noaptea aceea. Nu te teme să cobori în Egipt. Eu voi veni cu tine, te voi înmulți foarte mult acolo și tot eu voi veni și te voi scoate împreună cu toți ai tăi. Între timp moare Iacov, moare Iosif și mor toți de cei din vremea respectivă. Iar pe tronul Egiptului se ridică un împărat care nu-l cunoscuse pe Iosif. Și când vede cât de mult s-a mulțit poporul, îi zice dacă va fi un război și ei se vor alia cu dușmanii noștri și se va întâmpla cu noi și începe să strângă șurubul, dragii mei, o prigoană aspră, dar cu cât e asupra mai mult, cu atât se mulțeau mai mult. Pentru că, practic, faraon a intrat în luptă nu cu evrei, ci cu Dumnezeul evreilor. Apelează la moșele evreilor, omoriți pe orice băiat care se va naște, lăsați fetele să trăiască. Moașele temătoare de Dumnezeu refuză să asculte de faraon și atunci cheamă întregul popor la acest genocid. Aruncați pe orice băiat în râu, lăsați fetele să trăiască. Lucrul acesta trebuia să-l facă egiptenii, nu știm cât s-au implicat în toată povestea, dar în acest context se naște Moise. Un om din casa lui Levi a luat o nevastă din familia lui Levi Femeia a rămas însărcinată, a născut un fiu și, văzând că este frumos, l-a ascuns trei luni. Și când n-a mai putut să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură, l-a uns cu smoală și lut, l-a așezat pe copil în ea și l-a pus între trestii. Maria privea de departe să vadă ce se va întâmpla. Fata lui Faraon cu slujnicele ei a venit să se scalde în râu, a văzut sicriașul, a trimis o slujnică și, când l-au deschis, au văzut un băiețaș. Ce bine că n-a venit fiul lui Faraon la râu. Inima de femeie. Dragii mei, în momentul acela Maria fuge și spune nu vrei să-ți aduc o doică ca să-ți alepteze copiii dintre femeile evreicilor. Du-te, i-a zis fata lui Faraon. Ea merge și o cheamă pe mama ei, pe mama pruncului, pe Iochebet. Faraon îi spune: Ia copilul, alăptează-l și îți voi plăti. Wow! Ironia lui Dumnezeu. Să te crească la curtea lui Faraon și să te plătească ca mamă că-ți poți crește și alăpta copilul. Ce incredibil lucru. Când a crescut, Moise l-a dus la fata lui Faraon, și textul spune: El i-a fost fiu. Și a pus numele Moise, scos pentru că l-am scos din ape, a zis ea. Dați-mi voi să dau istoria repede mai departe, așa au trecut 40 de ani. 40 de ani în care robia era aspră și Moise creștea la curtea lui Faraon. Și Ștefan, în capitolul 7, din faptele apostolilor, ne spune în versetul 22, Moise am învățat toată înțelepciunea Egiptului și a ajuns puternic în vorbe și fapte. Și la vârsta de 40 de ani i-a venit în inimă să viziteze pe frații lui. Și a văzut pe un egiptean bătându pe unul din frații lui și l-a prins și l-a omorât. Și l-a aruncat în nisip, l-a acoperit, l-a îngropat acolo. A doua zi este din nou să-și vadă frații. El credea că vor înțelege că prin mâna lui va scoate, va elibera Dumnezeu pe poporul său. Și doi evrei se certau și Intră în vorbă, de ce te porți așa cu fratele tău? Dar cine te-a pus pe tine judecător peste noi? Doar nu să vrei să mă și pe mine ca pe egiptean. Și în momentul acela, Moise îți dă seama, își dă seama că lucrurile sunt cunoscute. Textul spune, faraon a aflat și căuta să-l omoare pe Moise. N-a avut nicio altă șansă decât să fugă, dragii mei, din Egipt. Dar unde era Dumnezeu? Dragii mei, Dumnezeu a oprit intervenția lui Moise. Deși el era cel ales, cel scos din apă. Pentru că lucrurile se întâmplă în timpul lui Dumnezeu, după porunca lui Dumnezeu și în felul în care Dumnezeu hotărăște, nu la inițiativa oamenilor. După 40 de ani de belșug, de confort, de opulență, de vise, 40 de ani la oi, în pustiu, în Madian. Pe la sfârșitul acestor 40 de ani, Moi se păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului, și într-o zi a împins turma până în spatele pustiei, până dincolo de pustiu, la muntele Domnului, la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc în mijlocul unui rug trecuse pe lângă rugul respectiv, probabil că nu era primul rug care ardea în arșița respectivă, dar de data aceasta nu se auzea trosnetul rugului care se mistuie. Și Moise, dragii mei, s-a întors să vadă ce cu această vedenie minunată. Când Îngerul Domnului a văzut că Moise se întoarce să vadă, l-a strigat din mijlocul rugului. Moise! Moise! Iată-mă! A zis el. Dumnezeu i-a zis, nu te apropia de locul acesta. Scoateți încălțămintea din picioare. Ești locul acesta, pământul acesta este sfânt pe care calci tu. Și Dumnezeu a adăugat, eu sunt Domnul, Dumnezeul Tatălui tău, Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov și Moise și-a ascuns fața pentru că se temea să privească pe Domnul. Domnul îi spune că știe situația din Egipt și apoi în versetul 10 spune Eu te voi trimite la faraon și tu vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Dați-mi voie să dau repede povestea mai departe. Și călătorind pe carte Exod, când Moise și-a inima în a pe Sefora și pe Gershom, se întorc înapoi în Egipt. Dumnezeu îi dă poruncă, să plece inima lui Faraon, îl avertizează. Eu voi împietri inima lui Faraon, dar tu să-i spui, lasă pe poporul meu, pe întâiul meu născut, să plece, dacă nu am să omor, pe întâiul tău născut. Dar el nu va lăsa pe poporul meu și atunci vei aduce urgiile peste țara Egiptului. Și, dragii mei, în felul acesta, peste țara Egiptului, în timp de 10 luni, ca 10 urgii, una după alta. Ultima îl înduplecă pe faraon pentru că până și în lui născut moare în noaptea aceea. Poporul iese din Egipt, ajunge la muntele Domnului, la Horeb, pentru că Dumnezeu îi spusese la muntele acesta, veți veni cu întregul popor și îmi veți sluji. Acolo încheie cu ei legământul. Și după ce legământul este celebrat și pe cetlui, dragii mei, Dumnezeu îi vorbește lui Moise despre cortul întâlnirii, capitolul 25, versetul 8 să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Dragii mei, Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea sa, nu ca să umblăm prin pustiul acestei lumi rupt de Dumnezeu, ci ca să aibă părtășie cu noi, să locuiască în noi, între noi. Dacă veți răsfăi Biblia, dorința lui Dumnezeu din totdeauna a fost mai arzătoare decât a poporului străinat de el. Dumnezeu inițiază lucrurile ca și în cazul acesta. Nu Moise are ideea cortului întâlnirii, locul prezenței lui Dumnezeu, ci Dumnezeu spune să-mi facă un locas sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Priviți imaginea, Dumnezeu la sfârșitul exodului coboară peste cortul întâlnirii, în Levitic dă porunci legat de jertfe, de felul în care te apropii de Dumnezeu, iar în numer tabăra se organizează în jurul lui Dumnezeu. Dacă vă duce astăzi în pustia Negev, veți vedea un cort al întâlnirii exact ca cel descris în Scriptură, dragii mei, ridicat de evrei, ca tinerii să-l poată vizita, să-l poată, să poată intra în el, să se trezească în ei dorința de a-l vedea pe Dumnezeu, coborând din nou în mijlocul acestui popor, în străina de Dumnezeu. Dar vă aduceți aminte ce a spus lui Moise în 25 cu 8 din Exod? Să-mi facă un locat sfânt și eu, dar cine ești tu, Doamne? Eu sunt cel ce sunt. Dar eu sunt cel ce sunt, este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Eu, Triunul Dumnezeu, să vin să locuiesc în mijlocul lor. Priviți o clipă planul cortului Întâlnirii și haideți să-l căutăm pe Triunul Dumnezeu în cortul Întâlnirii. Pentru că El a venit să locuiască Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în cortul acesta, în mijlocul poporului său. Când intri în cort, mai întâi te lovești de altarul de ramă, altarul arderii de tot mai faci un pas, ajungi la Ligiana. Și apoi este cortul propriu-zis. Cele două obiecte sunt în curtea cortului. În cortul propriu-zis sunt două camere. Camera din față, numit locul sfânt, are trei obiecte. Pe de-o parte este masa pentru punerea înainte. Ce ciudat nume, masa pentru punerea înainte. Imaginați-vă, în fiecare săptămână, pe o masă, se aduceau 12 pâini. Și în timp ce o garnitură de preoți, Băga lopata sub pâinile vechi, celălalt de garnitură împingea pâinile vechi cu pâinile noi, ca niciodată cele 12 semințe ale lui Israel să nu lipsească din prezența lui Dumnezeu. Dar ce se întâmpla? față față cu, cu masa pentru punerea înaintea sfesnicul, cu cele șapte brațe și cele șapte candele. Iar în camera dinăuntru era tronul lui Dumnezeu. Dragii mei, pe Tatăl îl găsesc în Sfânta Sfintelor, dar unde să-L caut pe Fiul și Duhul Sfânt? Nu cumva Sfeșnicul îi reprezintă pe cei doi? Sfeșnicul era făcut din două părți, îl aveți în fața voastră. Era Sfeșnicul propriu zis, bătut din aur curat, care era ca un copac, ca un fel de rug în fața căruia s-a pomenit Moise în pustie. Și Dumnezeu a spus pe acest feșnic să așez șase candele sau șapte candele, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, ne spune Ioan în Apocalipsa, capitolul 4. Dar ce legătură să fie între acestea și Hristos? Dați-mi voie să citesc versetul 6 din Apocalipsa. Când unul din îi spune lui Ioan, nu plânge, la... iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David a biruit să ia cartea să-i rupă pe gețile. Ioan spune, m-am întors și la mijloc, în loc să văd un leu pe scaunul de domnie, am văzut un miel care părea junghiat. Și ascultați descrierea lui, avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. A, să-mi facă un locas sfânt și eu, triunul Dumnezeu, vom veni să locuim în mijlocul lor. Nu i-a fost surpriza lui Moise să descopere rugul aprins în cortul întâlnirii. Cu alte cuvinte, cine i-o fi vorbit din rug? Îngerul Domnului, Domnul, Fiul lui Dumnezeu, care se pregătea pentru întrupare? Dar ce înseamnă să fii creștin? Pentru că asta este prima întrebare cu care am pornit la drum. Priviți încă o dată rugul. Este o realitate pământească. Du-te înapoi cu un clic să rămână doar rugul pe ecran. Și tu și eu mă seamăn cu el și eu am fost luat din țărână ca și el și plămădit, atins de păcat și m-am muscat din pricina păcatului. Mort în greșelile și în păcatele noastre în care trăiam odinioare. Când am colinat pustia, era iunie, totul era uscat, pustia respectivă. Răginele, am dus și eu la smocurile de iarbă care le-am găsit, complet uscate, merci erau la baza lor, până când ultimul strop de verdeață a dispărut, așteptând ploile târzii să vină totul la viață. Ca să vii la viață, trebuie să se întâmple o intervenție divină. Dumnezeu trebuie să coboare, să locuiască în rugul uscat al vieții mele și doar așa devin creștin. Priviți încă o dată sfeșnicul, dragii mei, Imaginați-l pe Domnul Isus Hristos, cuvântul care era cu Dumnezeu și era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi ca Moise în coșulețul de papură, așa a venit și el pe lume, în Betlehem, dragii mei, noaptea aceea, tocmai a trecut Crăciunul. Dar când a intrat în apa botezului, Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste el și el a ieșit din apa botezului, dragii mei, ca prototip al nostru, al tuturor. Cu alte cuvinte, el a venit și a dezbrăcat slava lui și s-a identificat cu noi ca într-o bună zi, noi să ne putem identifica cu el. Și așa cum el era om cu Duhul lui Dumnezeu coborât în el, dragii mei, doar așa te încreștinești și în ziua de astăzi. Dați-mi voie să las pe Pavel să vorbească despre lucrurile acestea. În fapte, capitolul 19 se spune că în timp ce Apollo era în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns în Efes și a întâlnit un grup de credincioși. Și le-a pus o întrebare. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Dacă sunteți credincioși, nu puteți să fiți fără Duhul Sfânt, nu e așa? Dacă focul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu n-a coborât în voi, poți fi baptist, poți fi și penticostal, poți fi și ortodox și catolic, poți adopta ce religie vrei, ce religie îți place. Dar nu ești creștin, nu ești al lui Hristos, Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? De ce pune Pavel întrebarea aceasta? Pentru că Roman, capitolul 8, versetul 9, ne va spune: Cine nare are Duhului Hristos nu este a lui. Cu alte cuvinte, nu te încreștinezi adoptând o religie, ci te încreștinezi deschizându-te pentru divinitate să coboare, să locuiască în tine. N-a spus Domnul Isus, dacă mă iubește cineva, va păzi poruncile mele, eu îl voi iubi și noi, cine noi, Tatăl Fiul, prin Duhul Sfânt, vom veni să locuiască în el. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale Lui Dumnezeu. Nu știți că cerul și pământul s-au unit în ființa voastră? Ați devenit temple ale Duhului Sfânt? Exact ca focul de pe candele care se odihnea pe sfeșnicul bătut de aur. Dragii mei, doar așa se încreștinează cineva. Dar cum se întâmplă lucrul acesta? Cum devine cineva creștin? Dați-mi voi să continui textul din fapte 19, Urmărind secvența întrebărilor lui Pavel, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Nici n-am auzit a fost dat un Duh Sfânt. În loc ca Pavel să întrebe, dar ce ați crezut? Și în cine ați crezut? Nu, asta era absolut pasul următor, normal. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Dar n-am auzit un Duh Sfânt. Da. Și în loc să întrebe în ce sau în cine ați crezut, zice, dar cu ce botezați fost botezați? Cu alte cuvinte, în gândirea lui Pavel, câteva lucruri se leagă la oaltă, dacă vrei să devii creștin. Dar Pavel a început să le vorbească despre botezul lui Ioan, pentru că ei răspund cu botezul lui Ioan. Ioan boteza spre pocăință. Tot ce putea face el este să vă conștientizeze de păcat, dar nu avea soluție pentru păcat și a început să le vorbească de faptul că Ioan însuși le spunea să credeți în acela care va veni după mine, adică în Isus. Când au auzit ei lucrul acesta, au fost botezați în numele lui Isus Hristos și când și-a pus Pavel mâna peste ei, Duhul lui Dumnezeu a coborât peste ei. Erau cam 12 frați, spune textul, 12 bărbați. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Dar cu ce botezați fost botezați? Dragii mei, pentru Pavel a crede, a te boteza, a primi Duhul Sfânt, țin de o la altă. Ca și cum ar fi o sfântă trinitate, da? A crede, a te boteza și a primi Duhul Sfânt, țin de o la altă. Cu alte cuvinte, nu noi am inventat ritualul, Domnul Iisus însuși a intrat în apa Iordanului să ne lase o pildă. Domnul Iisus însuși a poruncit ucenicilor săi, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Dar poate că ar trebui să mă trag deoparte, să vedeți baptistierul și să vă imaginați cele șapte suflete intrând în... Dacă știam ce ar fi trebuit să mă îmbrac și eu și tu și să țin predica din baptistier cu tine lângă mine. Dar dați-mi voie să mă opresc de importanța botezului. Și aș cita un text pe care toți îl știm, cei care venim la Iris, l-ați auzit de multe ori. Icoana aceasta închipuitoare, 1 Petru 3 cu 21, Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos din morți, care stă la dreapta lui Dumnezeu, unde s-a înălțat sau după ce s-a înălțat și după ce și-a supus stăpânirile și domniile, spune el. Textul nostru ne spune în primul rând ce nu este botezul. Nu este o curățire de întinăciunile trupești. Ce or fi întinăciunile trupești? Dragii mei, toate păcatele pe care le săvârșim în trupul acesta și trupul acesta pleacă de la motivații, atitudini, gânduri, vorbe, fapte. Totul. Totul. Toate compromisurile, toate curviile, toate minciunile, toate jumătățile de măsură. Dragii mei, toate uciderile, toate mâniile, toate strigările, toată ura pe care o am față de unul sau față de altul. Dacă vrei să scapi de ele, este inutil să te scalzi, chiar și în baptistierul din Iris. M-ați auzit spunând deseori, drac intri în apă, drac din ea. Cu alte cuvinte, pocăința și curățirea trebuie să se întâmple înainte. Dar atunci ce rost mai are botezul? Veți întreba. Ascultați-l pe Petru, vorbind mulțimi în ziua cinzecimii. Pocăiți-vă! Observați, pocăința este primul pas. Cu alte cuvinte, recunoașteți-vă starea, nevoia de Hristos. Cu alte cuvinte, ceea ce a făcut Ioan Botezătorul, lăsați să lucreze, poii de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor. Observați de ce nu orice botez e valabil? Pentru că unul singur poate ierta păcatele, cel în numele cui mă botez. Și dacă e Ioan, Ioan nu poate face nimic pentru tine. Și de aceea este nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în mine iertarea păcatelor. Restul face Dumnezeu. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și dintr-o dată rugul acela uscat, dragii mei, fără viață, mort, vine la viață prin prezența, prin prezența lui Dumnezeu. Ce nu este botezul? Botezul nu-ți iartă păcatele. Ce este botezul? Este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Și de aceea, în primul rând, a spune, botezul este o glorioasă proclamare, o celebrare, o sărbătoare. Cei care intră în apa botezului ar trebui să radieze, să radieze nu pentru că în sfârșit s-au hotărât ca și Ciprii la 34 de ani, ci pentru că Dumnezeu i-a strâns în brațe, i-a iertat. Și vin, și exact cum ne-a îndemnat Doru, își varsă motivele de mulțumire, pentru că pot mărturisi tuturor bunătatea lui Dumnezeu. Observați, botezul este mărturia o mărturia nu o face în oglindă tu și cu tine însuți, ci o faci înaintea tuturor. Cine se rușinează de mine înaintea oamenilor și eu mă voi rușina de el înaintea tatălui meu care este în ceruri. Mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Isus Hristos din morți. Este un text, dragii mei, în Roman, capitolul 4, veste 24-25, care mie îmi de furnicături pe spate când îl citesc. Hristos Domnul nostru a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotis neprihăniți. Fără de legile mele, păcatele mele, întinăciunile mele, trupe sunt cauza morții Lui, dar neprihănirea mea este cauza învierii Lui, din pricina că am fost socotis neprihăniți. E incredibil! Cu alte cuvinte, învierea Domnului nostru Iisus Hristos din morți este proclamarea Tatălui în universul acesta, că jertfa a fost primită și ne putem întoarce acasă. Păcatele sunt iertate. Observați, nu apa iartă păcatele, ci sângele Domnului Iisus Hristos, jertfa Lui, ne curățește de orice păcat, dacă ne pocăim, dacă avem curajul mărturisirii. Ce este botezul? Este expresia liniștii sufletului, cugetului meu, înaintea Lui Dumnezeu, prin învierea Lui Hristos din morți. Ascultați primele două versete din Roman, capitolul 5. Deci, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți, drept înaintea lui Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, avem pace cu Dumnezeu. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de hare în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Dragii mei, nimeni n-ar trebui să boteze ca să aibă pace cu Dumnezeu cea tăi să boteze pentru că are pace cu Dumnezeu. Dacă te botezi ca să ai pace cu Dumnezeu, vei ieși din apa botezului și vei zice, oare? Oare? Pentru că este un tipar idolatru. Dragii mei, când păgânul își aducea jertfa, mergea acasă și pentru că divinitatea nu spunea absolut nimic, era mută, se întreba, ori a fost mulțumit? Și a doua zi venea cu altă jertfă și cu altă jertfă, până când toată turma era pusă pe altar și pe urmă și aducea și pruncul lui și îl aducea jertfa divinității și se întreba, oare a fost mulțumit? Asta s-ar întâmpla dacă m-aș boteza ca să pace cu Dumnezeu. Dar dacă mă botez pentru că am pace cu Dumnezeu, Azi mai ori de câte ori voi auzi, Hristos a înviat, voi înțelege că El a înviat din pricina faptului că am fost socotit neprihănit. Și botezul este o sărbătoare. Așa a început Tavi astăzi. Irisul are o sărbătoare. Așa și aș început voi astăzi. Avem o sărbătoare. Dar botezul este mai mult decât atât. Pentru că dacă aici s-ar termina în sărbătoarea asta, atunci am zice că aici e nunta mielului. Dar până la nunta mielului mai avem un drum de făcut. Fiecare dintre noi, cât va îngădui Domnul. Și de aceea botezul nu este doar o glorioasă proclamare, mărturie, ci este și o solemnă angajare alături de frații mei, ca să-mi duc mântuirea până la capăt. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. Observați, botezul este o icoană închipuitoare, dar întrebarea mea este ce închipuie ea? Este o analogie, este o metaforă. ce în spatele ei? Spre ce arată ea? Dacă aș citi întregul context din versetul 18, din capitolul 3 și până la textul care l-am citat deja, 21-22, Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihădit pentru cei nelegiuiți ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a înviat în Duh în care s-a dus să propovăduiască Duhurilor din închisoare, care fusese răzvrătite odinioare în vremea îndelungei răbdării a lui Dumnezeu, pe vremea sau în zilele lui Noie, când se făcea corabia, în care au fost scăpate un mic număr de suflete, și anume opt. Și textul continuă, icoana aceasta închipuitoare, observați, botezul este asociat cu potopul și corabia. Asta s-a întâmplat în zilul lui Noe. Da? Cu potopul și corabia. Potopul este dovada revărsării mâniei lui Dumnezeu asupra nelegiuirii. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricăror nelegiuiri a oamenilor. Potopul, revărsarea mâniei lui Dumnezeu. Dar mijlocul mântuirii, corabia, sicriașul de papură, da? scos. Exact așa ca Moise în sicriașul de papură, Noie cu ceilalți șapte, dragii mei, a fost purtat de Dumnezeu până pe vârful muntelui Ararat. Dar pentru noi, corabia sau mijlocul mântuirii este Hristos. N-am spus Iisus, a spus Cristos. Cristos Capul și Cristos Trupul. Dragii mei, credința mă leagă de Cristos Capul. Și prin credință, sângele Lui mă curăță de orice păcat și vin să mărturisesc în public lucrul acesta. Dar botezul mă leagă de Cristos Trupul. Observați, credința și botezul sunt cele două fețe ale aceleiași monezi. Botezul nu e altceva decât ascultarea credinței, ascultarea credinței. Și acum ascultați textul încă o dată. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, cât de serios e cuvântul, vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul. Dar am subliniat un singur cuvânt, acum pe voi, da? Acum pe voi. Dați-mi voie să-l aduc și pe Petru în discuție. Am vorbit de Moise, am vorbit de Pavel, să-l aduc și pe Petru în discuție. În prima lui epistolă, capitolul 1, versetul 3, el începe cu o benedicție. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou, trecut și terminat, prin învierea lui Hristos din morți la o nădejde vie, nestricăcioasă, neîntinată, păstrată în ceruri pentru noi, pentru noi toți. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea sufletelor voastre. Cum adică am fost născut din nou și încă nu sunt mântuit? Nu? Pentru că Petru spune în ea, în mântuirea gata să fie de descoperită, voi vă bucurați mult. Măcar că acum, observați, pentru acum am nevoie de botez. Acum, dacă trebuie, sunteți întristați, încercați prin feluită încercări. Ca care este aruncat în foc și este încercat. Cu cât mai mult credința noastră, spune el. Dar de ce toate acestea? pentru ca să dobândim ca sfârșit al credinței noastre mântuirea sufletelor noastre. Ați văzut de multe ori imaginea cei din Iris. Începutul credinței vine în momentul în care iau hotărârea în inima mea să-mi pun încrederea în, în Domnul Isus Hristos. Dar observați, credința mea este testată de-a lungul drumului. Întrebarea este ce se întâmplă cu ea. Fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Scriptura ne avertizează, credința poate fi pierdută, călcată, poți să te lapezi de ea. Demonii vor veni să-ți ancoreze credința în tot felul de surogate. Dragii mei, deși am fost născut din nou, voi fi mântuit, iar procesul acesta al sfințirii trebuie să se întâmple în viața fiecăruia dintre noi, în mijlocul spațiului mântuitor, care este biserica. Ascultarea credinței mă duce în cadrul în care operează puterea lui Dumnezeu. Și puterea lui Dumnezeu operează în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Pentru că încă din exod Dumnezeu a zis, faceți-mi un loc sfânt și eu, Tatăl Fiul și Duhul Sfânt, vom veni să locuim în mijlocul lor. Dragii mei, când mă gândesc la biserica lui Hristos, mă gândesc în primul rând la Hristosul acestei biserici. Pentru că altfel suntem un club fără prezența, fără pre prezența lui. Oare de ce scrie Pavel? Bisericii evreilor care de la Moise au venit la Hristos și acum se întorceau la Moise din pricina prigoanei care a venit peste ei. Luați seama, spune în 3 cu 12, ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Asta este viața în care noi trăim. Asta vom întâmpina fiecare dintre noi înșelăciunea păcatului, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme să zice astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească, da. să nu se împietrească. Că ne-am făcut părtașa lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit credința și nădejdea, câtă vreme să zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Sau ascultați-l pe același autor, în concluzia cărții lui, capitolul 10, versetul 24 la 27. Să nu părăsim adunarea noastră cum a unui obicei. De ce? Acolo operează puterea lui Dumnezeu. Nu-ți place adunarea asta? Caută-ți alta. Dar caută o adunare în care Hristos este prezent, în care nu este, dragii mei, doar show, în care Hristos este prezent în care cuvântul este pus la loc de cinste. Să nu părăsim adunarea noastră, cum a unii obicei, și să ne îndemnăm unii pe alții în fiecare zi. Și mai ales, că vedeți că ziua se apropie, ziua se apropie, căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și a unei văpăi o, oh, de data aceasta focul nu se coboară ca să ne ducă la viață, ci ca să ne mistuie, care va mistui pe cei răzvrătiți, spune Scriptura. Botezul este ascultarea credinței care mă duce alături de frații mei. De aceea botezul este poarta prin care, observați, s-a deschis poarta și în mod normal, cei care ies din apă ar trebui să vină în mijlocul nostru interesant, în primele secole, cum s-au început să construiască clădiri numite biserici, baptistierul era în fața bisericii. Și când începea botezul, biserica era în fața porților, dincolo erau toți cei în haine albe în mijlocul lumii și când se botezau, ieșau din mijlocul lumii, treceau prin baptistier și veneau în rândurile bisericii. Pentru că botezul este această angajare solemnă, alături de frații mei, să ne ajutăm unul pe altul ca să ne ducem mântuirea până la capăt. Ați voi să închei repetând cele două întrebări. În primul rând, ce înseamnă să, deve, să, să fii creștin? Priviți încă o dată rugul. Noi eram morți în păcatele și în greșelile noastre în care trăiam odinioare după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiinea ascultării. A trebuit să intervine Dumnezeu, dragii mei, ca focul prezenței Lui să ne umple, fără să ne mistuie, să ne dea timp ca să dezbrăcăm omul vechi și să îmbrăcăm omul nou. Uitați-vă la toate simbolurile din Scriptură, Rugul și focul prezenței lui Dumnezeu. Sfeșnicul și cele șapte candele. Creștinul și Duhul Sfânt. Biserica și Hristos. Observați, fără această îngemănare a divinului cu umanul, nu există creștin, nu există biserică. Dar dacă asta înseamnă să fii creștin, cum ajung și eu, unul, eu nu vă cunosc, Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Într-un singur mod. Nu uitați, pentru Pavel a crede, a te boteza și a primit Duhul Sfânt, țin de o altă. Botezul este ascultarea credinței mele. Este fapta credinței mele. Devin creștin atunci când activez prin ascultarea credinței mele tot ce a făcut Hristos pentru mine. Interesant, El a murit pentru toți. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Dar nu te mântuiește în mod automat, fără voia ta. Și de aceea, după întâlnirea mea cu El, vin să proclam cu bucurie, să celebrez în mijlocul fraților mei cu bucurie. Că, în sfârșit, sunt un om nou. Și dacă este cineva în Hristos, spuneți cu mine. Este o făptură nouă. Omul vechi a fost îngropat și un om nou vine la viață ca să trăiască, să-și ducă mântuirea până la capăt. Amin.